Trecutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Fiecare zi este o provocare. Dacă știi să o accepți politicos, te răsplătește la fel. Noi suntem alături de dumneavoastră în fiecare duminică pentru a vă duce lumină din unitățile armate naționale, informații, detalii, emoții și, desigur, protagoniști de clasă superioară. Iată subiectele incluse în agenda emisiunii de astăzi. Militarii armate naționale au participat la slujba de bobotează de la Mănăstirea Țigănești. La sfârșit de semestru, studenții militari susțin examenele. Cei mai destoinici ostași se întorc la vatră. După 2 luni de serviciu militar, soldatul Movlean ne împărtășește impresiile. La microfon, domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Salutare, prieteni! Purificarea prin apă sfințită. Ienuriașii de stil vechi au participat la slujba de bobotează de la Mănăstirea Țigănești, raionul Strășeni. Printre cei care au asistat la o rânduire bisericească au fost și militarii armate naționale. Aceștia, cât și alte sute de credincioși, au sfidat frigul de afară și s-au aruncat în apa rece ca gheața a bazinului din curtea mănăstirii, în speranța că vor fi purificați. Sărbătoarea botezului Domnului Iisus Hristos este o sărbătoare dedicată purificării naturii și mai ales a apelor de forțele răului. Potrivit prorocilor, scufundatul în apele sfințite amintește atât de o curățire interioară de păcate, cât și de o spălare a trupului. Creștinii se scufundă de 3 ori, făcând semnul crucii. Militarii batalionului Geniu de la Negrești participă la un asemenea eveniment pentru al 7-lea an consecutiv. Și de această dată, aceștia au venit cu un suport logistic pentru o bună organizare și desfășurare a ceremoniei de binecuvântare și sfințire a apelor. Din timp au fost instalate corturi, iar cu ajutorul bucătăriei de câmp au fost pregătite băuturile fierbinți, printre care și tradiționalul izvar moldovenesc. Locotenent colonelul Adrian Efros, comandantul batalionului Geniu. Militarii batalionului Geniu și membrii familiei lor au participat la sfânta sărbătoare de botează Domnului nostru Iisus Hristos. Este deja o tradiție pentru noi cei din batalionul Geniu. Este a 7-lea an consecutiv când noi venim în această zi frumoasă și participăm cât la slujba religioasă, cât și la organizarea evenimentului de botează sau de a se scalda inoriașii. Noi toți acești ani am ajutat mănăstirea în prepararea bucatelor tradiționale ostășești și a vinului fiert, precum și a corturilor încălzite pentru a se dezbrăca oamenii care vin și doresc să se scalde. Astfel contribuim la imaginea armatei naționale și la promovarea religiei noastre creștin-ortodoxe. De când este comandantul batalionului de Geniu, locotenent colonelul Efros participă pentru al 4-lea an la rânduielile de la Mănăstirea Țigănești de bobotează, iar în acest context are 2 motivații de ce se scaldă în apa sfințită. Deja de 4 ani conduc batalionul Geniu și cum este binevenit sau cum este bine de a fi în fruntea tuturor lucrurilor frumoase care se fac cât în unitate, cât și în exterior la promovarea imaginii armatei naționale, comandantul trebuie să fie în frunte. Însă asta nu este cel mai mare argument în ceea ce fac an de an. Pentru mine este o curățire sufletească, este un sentiment de botez adăugător, deoarece ne scufundăm în apele sfinte care au fost sfințite de către Sfinții Părinți ai mănăstirii în liturghia de dimineață. De aceea, pentru mine este sufletește, este o sărbătoare și o curățire totală. Îmi îndemn a mei copii încă smici, dar nepoțelul deja a 2-lea an consecutiv, este clasa 5-a, l-am scaldat cu mine împreună, pentru a promova și modul sănătos de viață, și tradițiile, religia noastră creștin-ortodox. Pe 19 ianuarie, biserica sărbătorește botezul Domnului sau boboteaza. Este vorba de retrăirea momentului în care Mântuitorul a fost botezat de Ioan în apele Iordanului la vârsta de 30 de ani. Obiectiv. Securitate și apărare.
Șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor Cutie, a participat în perioada 16-17 ianuarie curent la reuniunea Comitetului Militar NATO în formatul șefilor statelor majore generale ale țărilor NATO și țărilor partenere. Întrunirea a avut loc la sediul cartierului general NATO de la Bruxelles, Belgia. Agenda reuniunii a cuprins aspecte militare de actualitate, precum și subiecte referitoare la provocările și amenințările curente la adresa Alianței. Totodată s-au desfășurat sesiuni dedicate parteneriatelor NATO cu Ucraina, Georgia și cu statele partenere participante la dialogul mediteranean și la inițiativa Platforma de Interoperabilitate. La Bruxelles, generalul Igor Cutie a avut întrevederi cu șeful Comitetului Militar al NATO, generalul Piotr Pavel, dar și cu omologii săi din Germania, Ucraina, România, Letonia și Italia. Discuțiile oficialilor militari s-au axat pe cooperarea militară și perspectivele de dezvoltare a acesteia. Reuniunea respectivă în format extins se desfășoară tradițional la început de an. Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci, spune Aristotel. În plină sesiune de iarnă, harnici la culesul roadelor, sunt și studenții Academiei Militare Alexandru cel Bun. Pentru cei din anul 1 sunt primele evaluări și primele emoții. Pentru cei din anul 4, pe ultima sută de metri, emoțiile se dublează. Tinerii spun că învață pe tot parcursul semestrului, iar după muncă și rezultate. În una dintre zile am mers să-i susținem la examene, însă și să aflăm cum s-au descurcat militarii la capitolul cunoștințe. Pentru început am asistat la novicii militari, studenții anului întâi, care erau evaluați la disciplina Sisteme de Armament de Infanterie. Locotenent colonelul Vladislav Procopii, decanul Facultății Științe Militare, ne-a explicat că, pe lângă teorie, proba practică constă în montarea și demontarea unei arme, iar în funcție de complexitatea acesteia, este stabilit normativul. De exemplu, pistolul mitralieră demontat în 10 secunde este apreciat cu nota maximă. Studenții sunt testați la disciplina Sisteme de Armament de Infanterie. Acum sunt anul întâi, respectiv celelalte plutoare, de asemenea, la discipline de profil a catedrelor, examene de evaluare a cunoștințelor căpătate în semestrul care a fost acum. Studenții demonstrează abilități, cunoștințe și deprindere acumulate pe parcursul semestrului. Și, bineînțeles, sunt notați și apreciați de cadru didactic care au desfășurat lecții cu ei în parcursul acestui semestru. Sunt discipline un pic mai umanistice, un pic mai general, dar sunt discipline la specialitate, care, într-adevăr, cer o cunoștință trainică în domeniul respectiv. Studenții anului întâi sunt la primele examene, însă acest fapt nu i-a descurajat să-și demonstreze capacitățile unui militar în toată legea și să ia note de 9 și de 10. Sunt student Academiei Militare, student Babi Octavian. La momentul actual am fost la examenul de sisteme de armamente, de infanterie. Ce ți-a venit cel mai greu și la ce te-ai descurcat cel mai bine? Cel mai bine m-am descurcat la montarea și demontarea pistolului mitralier. Cel mai dificil mi-a fost teoria, teza inițială a gluantului, recultoare, după ce termină toată grupa, ne afișează note. Pentru prima dată sunt emoții foarte mari, dar cred că pe parcurs nu vor fi așa mult. Sunt grele examenele militare? La unele obiecte sunt foarte grele, la unele așa mai ușoare. Sunt Sumea Hanganu Mihai, student al anului întâi în Academia Militară Alexandru cel Bun, la specialitatea infanterie. În cadrul sesiunii de iarnă am desusținut 10 examene. Până acum am susținut 3 examene, la care mă bucur că m-am prezentat bine, chiar foarte bine, și asta afirmă că sistemul nostru de învățământ implementat în academia respectivă funcționează și eu pot spune chiar destul de bine. Am 2 de 10 și un 9 care le-am susținut până acum. Bravo, sunt primele examene în academie. Desigur că sunt emoții la fiecare examen, cred că din viața sau o persoană întâmpină emoții. Și ceva specific pentru firea noastră românească. De ce ți s-a dat cel mai greu la examenul militar? Până acum nu am întâlnit dificultăți, dar adică niciodată nu știi ce ți așterne soarta în față. Dar la partea practică, ce ține de asamblarea, desamblarea armei? Da, am avut în cadrul examenului la sistemul de arme de infanterie, susținut proba numărul 12 de demontare a armei, la care m-am descurcat, adică am intrat în timp și se vede că practica de roade care am
am făcut-o până acum. Ne dai exemplu ce armă ai avut de... Am avut de dezasamblat arma AK-74. Și în cât timp? Și am demontat-o în 12 secunde. Respectiv ai obținut nota maximă. Nota maximă. Dacă până aici am aflat cum se descurcă studenții la examenele ce țin de cunoașterea armamentului, atunci în cele ce urmează trecem la studierea tehnicii militare. Colonelul în rezervă Vasile Galațean, rector universitar, a menționat că evaluarea la disciplina construcția tehnicii militare este importantă pentru fiecare student, întrucât aceasta dezvoltă abilitățile de mânuire a tehnicii militare pe câmpul de luptă. În viață de zi cu zi, aceste cunoștințe le servește la mânuirea tehnicii militare pe câmpul de luptă, și la asigurarea trupelor armatelor naționale cu tot necesar. Deci partea practică a studentului constă el teoria, o implicăm în practică, unde prin partea practică studentul deci acumulează toată experiența de la teorie și devine un specialist profesional. Partea practică studentul singur manual dezasamblează, asamblează agregatul, deci efectuează reglajele la agregate și partea practică mânuiește cu tehnica. Unul dintre studenții exemplari pe care l-am intervievat imediat după ce a scăpat de povara răspunsului este sergentul inferior Ion Mezerniuc, student în anul 3 care la obiectul construcția tehnicii militare a prezentat piesele mobile a mecanismului bielă manivelă a motorului Camazului 740. Vă mulțumesc, sergent Ion Mezerniuc, despre mecanismul bielă manivelă pe motorul Camaz 740, sunt gata să răspund. Poftim, prezentați piesele mobile, piesele mobile a mecanismului bielă manivelă motorul Camaz 740. Numărați. Din complexul bielă manivelă face parte arborului cotit care se află aici, biela și pistonul. Pistonul aici este cu capul, nu cu capul plat, dar este cu capul unii ardere internă, are loc și are și locuri pentru supapa să nu lovească. Pistonul are loc pentru supapa. Acum altă întrebare, iar numărați și prezentați piesele fixe a mecanismului bielă manivelă. Piesele fixe a mecanismului bielă manivelă sunt în primul rând capacele care se fixează mecanismul bielă manivelă, capacele arborului cotit. Mecanismul fix mai fac parte încă și cuzineții care iarăși sunt fixați de blocul motor. Am avut testare la construcție tehnice militare, anume partea teoretică și partea practică. Constă în capabilitățile fiecărui student de a putea manevra sau de a avea anumite cunoștințe în domeniul construcției tehnice militare. El nu servește anume numai în domeniul militar, adică este o disciplină generală care poate servească și în continuare, adică la civil sau fiecare băieț sau fiecare persoană tinde să aibă un permis de conducere și din momentul de care ea pare permis de conducere trebuie să posede și careva cunoștință în construcția automobilului, că din caz defectează automobilul pe drum sau trebuie să aibă cunoștință, știi ce să-i fac. Pentru examen nu m-am pregătit timp de o zi, m-am pregătit pe întregul an de învățământ. Cât a fost an de învățământ, eu am acumulat cunoștință și în domeniul teoretic și în domeniul practic și când a ajuns timpul de examen, eu deci am putut să le aplic. Fetele militar țin piept cerințelor, la fel ca și băieții. Acestea spun că mereu se bucură de sprijinul lor, iar pe alocuri primesc aprecieri, precum că s-ar descurca și mai bine. În continuare am discutat cu două studente din anul 4 care urmau să intre la examene. Sunt student Golban Maria, anul 4, specialitate infanterie, Academia Militară Alexandru cel Bun. Avem testarea la examenul arte militare și care este unul dintre cele mai importante specialitatea noastră, deoarece noi suntem specialitatea infanterie și este un examen de bază. Pot să spun sigur că avem emoții și mai ales că este o testare la cunoștințele pe parcursul a toți acești ani de până acum de studiu în Academia Militară, dar cred că fiecare dintre noi se descurcă foarte bine, deoarece a depus eforturi, a dat dovadă de multă sârguință și deci cred că se descurcă ca un adevărat militar. Astăzi ai al patrulea examen. Celelalte cum le-ai susținut? Pe ce note? Celelalte examene am susținut pe 2 de 10 și un 8 și sper că astăzi voi avea iarăși rezultatele meritate.
iată, acești 4 ani, cum v-au influențat? Academia Militară asupra personalității, în primul rând, a avut un impact pozitiv din punct de vedere al formării spirituale, deoarece ca spirit crești, îți îmbunătățești calitățile în forță, anume din punct de vedere psihologic. Devii mai tare, mai mândru, mai încrezut în tine, mai ales acum în prag de absolvire, deja noi, da, spun că sunt emoții foarte mari, însă totuși noi suntem încrezuți și suntem mai siguri, mai mergem cu un pas mai dârz spre asta. Sunt student Pavlov Marina, anul 4. În cadrul Academiei Militare acum se petrece sesiunea de iarnă. Astăzi, de exemplu, eu am de susținut examenul Arta Militară 7. Este o disciplină de specialitate la care am depus efortul timp de 4 ani să studiez tactica forțelor noastre pe terenul de acțiune sau în luptă. Cum faceți față la disciplinele ce țin de dezasamblarea armelor? A fost destul de bine. La partea practică am avut normativul numărul 14 cu AG7, de schimbat percutorul. Cu părere de rău nu m-am încadrat în timp, dar lectorul m-a încurajat și mi-a spus că nu-ți fă griji pentru că cam e greu de încadrat. Timpul a trecut foarte repede, dar sunt mândră de mine pentru că am acumulat foarte multe cunoștințe și sunt gata să trec la o nouă etapă de gradul de locotenent. Sper că voi avea tot aceleași succese ca și în cadrul Academiei Militare. Procesul de evaluare a studenților militari a demarat la 9 ianuarie și va dura până la 3 februarie curent. La finele studiilor în Academia Militară, absolvenții obțin diploma de licență cu dublă specializare, militărie și administrație publică. Durata studiilor în Academia Militară este de 4 ani cu frecvență la zi. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Ostașii țării se întorc la vatră. Cei mai fruntași ostași ai brigăzii 3 infanterii motorizate Dacia din Cahul, încorporați în luna ianuarie 2016, au fost trecuți solemn în rezerve. Astfel, circa 70 de soldați din brigada Dacia au fost petrecuți la vatră cu onoruri militare. Acestora le-au fost înmânate diplome și grade militare. Prin intermediul telefonului am reușit să discutăm cu câțiva dintre cei mai buni ostași, care sunt mândri că și-au îndeplinit datoria față de patrie. Rămâneți cu noi! Executarea serviciului vigilent, cunoașterea obligațiunilor funcționale, participarea la diferite activități desfășurate atât în cadrul unității cât și în afara acesteia, purtarea exemplară, sunt doar câteva dintre criteriile care au stat la baza selectării celor 70 de ostași destoinici unității, care au plecat primii acasă. Aceștia spun că serviciul militar este o lecție de viață și că armata i-a învățat multe, iar acum își doresc o vacanță bine meritată. Sunt din oraș Hâncești, satul Bobeica. La multe de la serviciul militar. Am învățat armamentul din dotare, în Armata Națională. Am avut ședinții, tactici la poligon. Am făcut vizite în alte orașe. Armata este școala bărbăției. Eu cred că orice băiat care împlinește vârsta de 18 ani trebuie să facă armata. Am luat multe lucruri bune de la armată. Și fizic și moral. Am dezvoltat și fizic și mental. Am învățat așa ordine după mine. Regreți că ai mers la armată sau, din contră, ești fericit că ai făcut serviciu militar și te consideri bărbat adevărat? Deodată regretam primit o lună, două, dar pe urmă am ajuns la sfârșit. Mai bine a făcut-o decât fug de pe sfârșit. Deja ai trecut în rezerv. Care va fi primul lucru când mergi acasă? Să sărbătoresc prietena, prietenii, dar pe soare dragi. Am atipat, nu mai gândim să vin contract sau nu, să caut de lucru. Sunt caporal și votare. Denis, am făcut serviciu militar în brigada 3 afaceri motorizată Dacia. Denis, cum a fost pentru tine acest an de serviciu militar și cum a trecut? Ca pentru orice băiat care trecea în rezervă, cred că anul ăsta a fost unul greu. De la început, primele 2-3 luni a fost greu, până cine m-a acomodat, cu colectivul, cu militar, cu contract, regimul. Asta ne-am deprins cu regimul și încet am ieșit înainte. Ți-a oferit armata prieteni pe viață? Da, armata ne-a dat un fel de experiență care cred că pe viitor mult tare să ne ajute. Da, armata m-a schimbat, cred că mult. Față de cum gândeam, cum am venit în armată și cum ies, deci cred că m-am schimbat. Altfel gândesc, alți planuri pe viitor. Armata. Armata este, cum a spus, băieți, o școală de bărbăție. Armata este o lecție de viață, în primul rând. Un test care cred că toți au trecut și bune.
Ești mândru că ai făcut serviciu militar? Adică le vei povesti prietenilor tăi cu mândrie? Da, sunt mândru. Am făcut serviciu militar. Am și povestit și cred că viitoare. Să-mi îndemn prietenii să ieși la armată. Ce te-ai gândit ultimele zile în armată? Ce îți dorești să faci? Nu, cred că în început mă duc acasă, mă văd cu părinții, să vătorim puțin. După asta cred că după vacanță bine meritate, ne apucăm de treaba care ne-am pus în plan. De asemenea, caporal Denis Cebotar, pe lângă impresiile destăinuite, a venit și cu un cuvânt de mulțumire superiorilor, cei care au dezvoltat în tinerii soldați calitățile unui adevărat patriot. Stimați ofițeri, brigheze 3 infanterie motorizată, vă suntem recunoscători pentru grijă purtată, pentru lucruri demonstrate în cadrul ședințelor de instruire, dar și pentru practica militară obținută pe parcursul anului de cătănie. Vă spunem cu mândrie că mergem la bașină cu lecție de viață învățată și vă promitem să promovăm imaginea armatei naționale în continuare, să demonstrăm curaj și în acțiunile civice și să fim adevărați patrioții acestui neam. Să trăiți! De menționat, în brigada 3 infanterie motorizată Dacia a fost trecuți în rezervă 155 de ostași. Dragi camarazi, drum bun la civilie! Pentru onoare, pentru patrie, pentru tricolor. După ce a depus jurământul de credință patriei, soldatul Nicolae Movlean din brigada a 2-a infanterie motorizată învață arta militară de cuzor. A venit la armată din propria dorință și nesilit de nimeni. Dragostea pentru arme și uniforma khaki i-a dictat alegerea. Doar după 2 luni de serviciu militar, ostașul și-a schimbat atitudinea față de camaradul de alături, a învățat să respecte superiorii și să fie în pas cu disciplina militară. Soldatul încorporat în luna noiembrie curent ne-a împărtășit impresiile din primele zile de cătănie și lecțiile studiate până în prezent. Mă numesc Movlean Nicolae. Am înțeles că ai venit din propria dorință la armată. De ce tu ai ales, ai optat pentru serviciul militar? Am înțeles că e bine, dar mai tare îmi place tot armamentul, să lucrez cu dânsul, să mă înveț. Și aici multe lucruri interesante te înveți. Și disciplina, în primul rând, respectarea regulilor. Ai deja 2 luni de când ești în brigada a 2-a. Ce ai reușit să înveți din tot ceea ce-ți place? Timp de 2 luni am reușit foarte multe să înveț. În primul rând, disciplina militară, obligațiunea soldatului, în formație, cum trebuie să te comporți, ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci, pregătirea fizică puțin am dezvoltat-o și multe, multe cunoștințe și foarte multe lucruri interesante am aflat despre Armata Națională, despre armament. Momentul dat avem ședințe despre armament. Ai reușit deja să stabilești și o armă preferată din cunoștințe? Întocmai. În compania de cercetare am funcția de metralior. Este o funcție foarte interesantă. Funcția de metralior le-au răspuns de armamentul care ți l-au repartizat. Am fost la poligon, asta am fost... În cadrul cursului de instruire. Și ai tras din ce armă? Cum ți s-a părut? Am tras din arma AKM, nu foarte... Ușor manevrabilă? Sau? Ușor manevrabilă. Zici că nu pentru prima dată, ai mai tras? Am mai tras din arme. Din ce? Din carabin, este carabină vânătorească, am tras și din pușcă vânătorească. Deci ai o pasiune... cum ar fi vânătoarea înainte de armată, mi-a tras din arm. Și emoțiile nu au fost atât de puternice. Acum, după cadrul ăsta de instruire, ca să tragem din RPK, Kalashnikov, aici o să fie de alte emoții, calibru mai mare și mai interesant decât arma care a intrat prima dată. Te-ai adaptat ușor la regimul de armată venind de la civilie? Pot spune așa, prima săptămână e puțin mai greu până te acomodezi, până îți faci cunoscuți una alta. După asta e foarte ușor și foarte interesant la armată. Că acasă la civil nu sunt așa de lucruri interesante cum la armată. Aici este un regim, faci totul la timp. Te înveți să fii responsabil de ceva, să ai grijă de igiena personală, să ai grijă de îmbrăcăminte. Așa, mai ai frați, surori? Am un frate mai mare. A făcut serviciu militar? Nu. Tu ești primul din familie primul care face? Primul din familie care, da, cu propria dorință am venit la armată. Nu regret că ai făcut acest pas? Nu regret. Niciun pic nu regret. Ce așteptări ai de la celelalte 10 luni de serviciu militar? Multe cunoștințe, poate un grad militar.
Dacă te conformezi disciplinei, primești și un grad? Primești grad militar, dacă te conformezi. Trebuie să înveți numai decât, nu știi, dezordonat, să-ți dai stăruință. Să-ți dai stăruință superiorii, să stărui pentru tine, ca să-ți dai și un concediu la timp, și concedii de stimulare, să-ți dai mai, cât mai multe, și grad militar. Poate intenționezi să rămâi pe contract după serviciu militar? Nu pot să spun acum, dar o să văd asta după o bucată de timp. Poate grad militar, dacă o să am, o să rămân. Dacă nu, nu cunosc încă. Dar ți-ai dori? Adică să rămâi în dorință, că îmi place foarte mult, armamentul îmi place foarte mult. Și aici ai posibilitatea anume și să-l cunoști și să-l testezi. Să-l cunoști, să-l testezi, să-l ai grijă de dânsuși. Interesant. Dar este, pe de o parte, și periculos cu armamentul. Nu e periculos, deoarece totul se face după supravegherea unilor superiori la comandă. Nu cu arma din capul tău, nu te joci cu dânsa, tot se face la comandă. Când îți spune să tragi, atunci atragi, arma totdeauna pe siguranță trebuie să fie încărcată, descărcată, nu se îndreaptă înspre om niciodată. Ai un mesaj pentru tinerii care se mai gândesc dacă să vină sau nu la armată? Pot spun așa, nu vă gândiți mult, dacă vreți, dar ar trebui, ar fi de dorit să veniți să faceți armată, că foarte mult se schimbă. De exemplu, la mine timp de o lună eu și mă gândeam cu o lună în urmă și acum și mă gândesc că e mult mai bine îți pui scopurile. Un sfat din partea mea, veniți la armată. La armată e foarte bine, o să vă înveți tare multe lucruri. Noi, timp de un an de zile, nu e așa de mult, că timpul trece foarte repede trece. Ziua trece, parcă cum ar trece acolo 3-4 ore, foarte rapid. Și timp de zi, tu înveți foarte multe lucruri interesante în fiecare zi și îți îmbogățești vocabularul și cunoștințele. De menționat, recent Armata Națională și-a completat rândurile cu circa 650 de tineri din întreaga țară. Serviciul militar în termen este de 12 luni. Așa cum fiecare misiune are un mandat pe un termen stabilit, așa și noi am fost alături de dumneavoastră timp de o oră în care am împărtășit impresii, dorințe, emoții și chiar noi cunoștințe. Am mai stat la sfat, însă timpul ne presează, iar buletinul de la ora 10 ne tot face din ochi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova. Domnița Jechiu, Tatiana Cocerva, cele bune! La revedere!